Am fost participant la această conferință, ediția a 6-a, Latinitate, Romanitate, Românitate, care a pus în dezbatere rezultatele cercetărilor efectuate de către colegii noștri, atât din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie, cât și din cadrul Institutului de Istorie a Moldovei, la ședința în plen au fost prezentate comunicări foarte consistente și foarte importante referitoare la diverse aspecte ale cercetării istorice. Iar în ceea ce mă privește pe mine, am fost co-moderator al secțiunii care se numește Ofensiva Sovietică și Rezistența Anticomunistă, un generic care de fapt se referă la situația din țările foste socialiste, și am dezbătut aici diferite subiecte referitoare la construcția urbanistică după cel de-al doilea război mondial. Mai mulți colegi au vorbit despre problemele legate de regimurile comuniste și politicile promovate de regimurile comuniste, rezistența anticomunistă și un șir întreg de probleme care înainte nu au fost abordate. Este îmbucurător faptul că colegii noștri abordează, studiază probleme legate de societatea sovietică, societățile socialiste sau regimurile socialiste din țările de peste frontierele fostei URSS. Asta pentru că multe aspecte legate de realitățile socialiste au rămas în umbră. De exemplu, noi foarte mult am scris și studiem în continuare deportările, scrim situația basarabenilor care au nimerit în condiții extreme în Siberia, în nordul Kazahstanului, dar prea puțin avem despre situația celor care au rămas aici în RSS moldovenească, adică mă refer la crearea colhozurilor, la primii ani de existență a acestor unități economice din agricultura noastră, evoluția acestor colhozuri și un șir întreg de alte aspecte. Deci în ceea ce privește ideologia, în ceea ce privește rezistența prin spiritualitate, în ceea ce privește politica față de țară din politica industrială, iată că sunt subiecte care sunt cercetate și sigur că este foarte, foarte bine. Mă bucur că s-au implicat atât tineri, doctoranți, avem foarte mulți doctoranți care s-au implicat în cercetare și respectiv în prezentarea acestor comunicări. Este bine că și cei mai în vârstă s-au implicat și eu consider că a fost o reușită s-a încununat cu succes această conferință. Felicitări Comitetului de Organizare și celor care au asigurat bunul mers al conferinței și urez pentru cei care participă mâine la expediția asta de documentare succes. Mă bucur că a fost aleasă Biserica din Căușeni. Ea este într-adevăr un obiectiv turistic, dar nu numai turistic, dar și științific și cultural foarte important. Eu sunt din Căușeni și iată că mă mândresc că avem pe teritoriul Căușenului, orașului Căușeni, avem așa un obiectiv. Și sigur că Matievici. Matievici a fost un poet doar pentru limba noastră poate fi considerat clasic al literaturii. Și celelalte poezii sunt de asemenea foarte bune. Mulțumesc pentru atenție!